deșteaptă femeia vieții lui și în urmă cu puțin timp am luat legătura cu Marcel Toader, am vorbit cu el și da, a confirmat despărțirea, a confirmat divorțul, este profund afectat, așa îl știm pe, cu toții pe Marcel Toader, un bărbat puternic și parcă printre lacrimi îmi spunea prin ce trece, prin durerea pe care o simte și să știți că nu doar Maria Constantin a părăsit căminul conjugal, ci și Marcel Toader a făcut-o, nici el nu mai este București, a plecat la casa lui părintească, mai exact este la Constanța, la mama lui și am înțeles că și mama lui este destul de tristă și afectată din acest motiv și ceea ce Marcel Toader mi-a spus, a spus că își dorește să-i fie respectată tăcerea, că e o perioadă în care el preferă să tacă, să nu vorbească prea mult și atât. Își dorește să fie respectată tăcerea pentru că asta înseamnă divorțul dintre ea, dintre Maria Constantin și Marcel Toader, cel puțin până în acest moment. Tăcere. Eu cred că ar fi cel mai bine să respectați acest lucru pentru că el a mai trecut prin rupturi și asta este încă o lovitură pentru el. Și dacă s-a dus la mama lui, înseamnă că are nevoie de suport emoțional, de suport moral și toate, probabil că toate interpretările astea îl afectează și mai mult, cu atât mai mult cu cât nu se mai poate face mare lucru. Și atunci când treci printr-o separare, trebuie să-ți găsești putere, să vezi că viața merge înainte și să găsești alte alternative. Mulțumim tare mult, vom vedea împreună ce alternative vor găsi cei doi sau dacă